Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Filosofia ca mod de viață, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Suntem alături din nou de Andrei Vasilachi, podcaster, un tânăr pasionat de filozofie. Iar de data aceasta vorbim despre Henry David Thoreau și cartea sa, Nesupunerea civică și alte scrieri, o carte publicată în colecția Cogito, colecția de filozofie a editurii Herald, în traducerea domnului profesor universitar dr. Ovidiu Morar. Volumul de față adună la oaltă câteva dintre scrierile de mici dimensiuni ale lui Thoreau, care au avut un impact foarte important atât în istoria Statelor Unite ale Americii, cât și peste tot în lume. Cel mai renumit eseu al autorului este, fără îndoială, Nesupunerea civică, un eseu care a fost publicat pentru prima oară în anul 1849. Scrierile lui Henry David Thoreau au influențat, ca să spunem așa, au influențat gânditori de-a lungul istoriei și am putea aici să îl menționăm pe Mahatma Gandhi, despre pacifismul și despre revolta non-violentă a lui Mahatma Gandhi, care a dus, bineînțeles, la dobândirea independenței Indiei moderne. De altfel, Mahatma Gandhi este considerat părintele Indiei moderne. Apoi mai putem să îl pomenim pe Tolstoi, care îl citează adesea pe Thoreau, iar Martin Luther King Jr. îi datorează acestuia o parte din visul său. Așadar, Henry David Thoreau, Nesupunerea civică, ce anume te-a impresionat la această carte și te-aș întreba și din perspectiva faptului că ești tânăr, și felul în care privește un tânăr o astfel de carte, pentru că, după cum știm, nu este o carte, chiar așa cum de altfel și spune traducătorul cărții, domnul profesor Ovidiu Morar, n-a fost o carte tocmai ușor de tradus, dat fiind faptul că Thoreau folosește și un limbaj cumva metaforic, el este și poet, pe lângă faptul că este, iată, gânditor filozofic și chiar pomenește la un moment dat faptul că s-a împotrivit plătirii unei taxe și a stat o noapte la închisoare. Deci a preferat să nu plătească taxa și să stea la închisoare. Deci un spirit, am putea spune, un spirit rebel, care nu neapărat, nu putem spune că nici pe departe nu vorbim despre un soi de instigare la nerespectarea legilor care ar putea să ducă, să spunem, la un soi de anarhism. Dar el vorbește foarte mult, Thoreau, despre urmărirea sau urmarea vocii interioare și a propriei conștiințe. Faptul că ce dictează conștiința omului este cumva mai presus de legile care până la urmă sunt făcute tot de oameni. Da, bine ați notat. El adesea reîntoarce în la tema asta, conștiință, când vorbește de, în special, în Nespunerea civică. Și da, el ca scriitor, știți că eu am citit în engleză, întâi în original și apoi am citit și traducerea și înțeleg de ce traducătorul a spus asta, pentru că el e un scriitor, într-adevăr, foarte poetic. Îmi place cum scrie, deci e foarte... Știți, conține câteva idei tare importante doar în câteva paragrafe, știi, dar într-un mod frumos. Și asta e, la sigur, e un compliment lui ca scriitor. Nespunerea civică, în general, cum ați spus, a influențat mulți revoluționari la rândul lor și într-un sens în care, da, nu e o anarhie pustie. Deci, argumentarea lui în Nespunerea civică, în esență, vine împotriva sclavagismului, deci politicii de sclavie și a războiului împotriva Mexicului, atunci, în timpul când era cetățean american, da? Deci,
El cum va argumenta de ce el așa și-a argumentat de ce a rejectat atunci să plătească taxele, da, unui colector de taxe, că de ce eu trebuie să-i plătesc unui stat care chiar vă găsesc am și paragraful. Cum a ajuns azi omul să se comporte față de conducerea americană? Eu răspund că nu fără ocară poate fi asociat cu ea. Nu pot o clipă recunoaște drept conducerea mea acea organizație politică ce e totodată conducerea sclavilor. Deci așa parcă o chestie care la sigur alți oameni se gândeau, deci gândeau la fel ca el, cel puțin cei din Nord, dar nimeni n-avea curajul să, în primul rând, să scrie așa text și, în al doilea rând, să urmărească convingerile proprii prin acțiuni. El deseori menționa asta, că uite, nu-i de ajuns doar să te duci la vot și să votezi, pentru că asta, da, asta e cumva o datorie a ta ca cetățean, dar asta nu transpune toată indignarea, dacă ai avea indignare față de niște mișcări, da? Și el cumva menționa că, uite, dacă măcar 10 oameni ca mine s-ar strânge, știi, și ar rejecta să plătească taxele, atunci statul pur și simplu n-ar mai avea locuri nu știu, în închisoare, ori pur și simplu le-ar fi lehamete să-i ia pe toți în închisoare, știi, și cumva n-ar avea de ales în afară să interzică sclavie, știi, și el, sigur, trăia prin exemplu, da? Mă rog, el n-a fost în închisoare tare mult, a fost doar o noapte, dar pentru că pare mi se l-a scos mătuș, să nu mai țin minte, dar felul în care el scrie despre experiența asta, la sigur, ea l-a inspirat și pe Gandhi, în special marșul lui de sare, da? Când Gandhi, protestul ăla în care el a marșaluit vreo 300 de kilometri, da? Până la o mare să strângă sarea într-un fel semn de protest față de imperialismul britanic, care avea monopol de sare, da? Și cumva nu respecta, mă rog, indienii, da? În sens de remunerare. Și pe Martin Luther King, la sigur, da? L-a inspirat prin revoluția sa pacifistă. Și totuși păcat că știți, Thoreau n-a trăit să vadă abolirea sclaviei, deci el a murit înainte de asta. Dar și chiar și în timpul vieții, el de fapt a moștenit o fabrică de creioane și el de fapt era mai cunoscut ca un proprietar al cele mai... El a studiat toată știința în urma grafitului, cum se fac creioanele mai bune, pentru că în Europa atunci creioanele erau mai bune și el cumva a preluat compania și a făcut-o cea mai bună în America, mă rog. Și mulți îl știau ca un proprietar al creioanelor, nu știau așa de mult ca scriitor, dar post-mortem deja clar că a influențat și chiar și-a născut un fel de mișcare de transcendentalism, da? American, care cumva Ellen Walden vorbește despre asta, în care el a călătorit într-un lac, Walden Pond, în care și-a construit o căsuță și a spus că vrea să încerce să trăiască deliberat, da, intenționat, să vadă de ce are el nevoie, de ce nu are nevoie, știi? Și a influențat mulți scriitori în urma lui. Chiar când vorbeam apropo de sclavie, e foarte bine că ai menționat și tu acest aspect. Când vorbeam cu domnul profesor Ovidiu Morar, traducătorul acestei frumoase cărți despre nesupunerea civică, și în momentul în care vorbea despre sclavie, mi-a venit în minte, recunosc, imagini, frânturi din filmul 12 ani de sclavie. O dramă istorică, dacă nu mă înșel, filmul a apărut în 2012 sau în 2013, o dramă istorică bazată pe autobiografia lui Solomon Northup, un negru liber care a fost răpit de pe străzile New Yorkului și vândut ca sclav, și apoi el luptă pentru abolirea sclaviei. Deci, nesupunerea civică, o carte importantă. Făceam această referire la filmul Cei 12 ani de sclavie, gândindu-mă și la ce mai putem citi, printre altele, în carte despre pledoaria pentru capitanul John Brown.
atunci când vorbește despre sclavie. Mai actuale decât oricând, scrierile lui Thoreau susțin asumarea responsabilității fiecărui individ în societate, dovedind prin fapte că refuzul cetățenilor de a încuraja instituțiile nedrepte poate duce la transformări radicale și cumva de durată. Andrei, îți mulțumim foarte mult pentru că ne-ai împărtășit gânduri și din această carte, Nesupunerea civică a lui Henry David Thoreau. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Mă rog.